Bai, noroc la testa care urmăresc. Proiectul ăsta video mai ales în America, mai ales episoadele cu mașina pe șină. Episodul ăsta de azi eu îți vă povestesc vă despre Mercedes ăsta W220. Ce știu eu, despre dânsul nu tot ce e posibil. Detalii tehnice nu îți vă povestesc tare mult, nu mă interesează așa de mult. Dar așa la general îți vă povestesc. Mașina din 2003, primul an după restyling, după facelift se numește. La facelift s-a schimbat o lecție cu optică, s-a schimbat o lecție cu bumperele, s-a schimbat o lecție cu salonul. Ca optică a părut așa linzăvai de salonul, s-a schimbat navigația, s-a făcut o lecție cu mai lată, am așa zvărat. Și așa nuanțe în mititele tare, salonul tare mult s-a schimbat ca tare. Și să vă spun, motorul 43, eu am avut două de este, am avut de 5 litri. Și acum mergem prin canionul ăsta, ca așa, deci când mergem mașina asta, să facem și mai mult un fel de test drive. Și sunt eu că 43 e bun motor. Eu nu am avut 5.0 și 32 am avut, ca gănesc. Și 43 e bun și motor, dar 5 litri era mai moșnic motor. E ca are zgârieturi pe discuri tare rele și în partea asta. Așa, pe cuzvă normal, nu a fost bambită mașina, nu a fost un accident, am uitat eu car history, odată, și tot sunt niște zgârituri, așa, la roata asta, din partea asta. Așa, mordașca frumușică, dar e probabil mare la mașina asta, peste 200.000 probabil are undeva și așa o lecție de uzurare, că roata asta e întreagă, tot mai nu are ca și în spate. Este o zgâritură așa pe crâul ăsta de aici. Dar așa în afară de asta, pe cuzul, într-un fel, nu prea sunt nuanțuri, că așa, trebuie să ca și un fel de ding, de să metitel, dar nu e tare. Mașina îți deschid capotul și îți vă arăt cum este capot acolo. Dacă salonul și negru îți vadă. Salon negru tare am vrut, nici cel mai tare îmi place, cel mai practic salonul negru. Eu, la început nu-mi place salonul negru că tare, atrage tare soarele și sunt fierbânt tare când te așează în trânsul, dar eu am observat că în ultimul timp nu prea parchez undeva afară și am soare tare des, așa că nu-i inconvenient și așa, și de pe din afară ar și gine și bă, culoare mai deschisă, nu și culoare întunecată, la îndezărat am așa cum e aici, sub capot. Care ce nică de osobit, eu l-am schimbat cu roilele. Eu schimbat niște lichide, dar e ca tărmazna jetcă, nu eu schimbat. Amortizatorul eu schimbat, așa, pe parcursul vieții mașinii. Așa e uscățel motorul, V8, nu știu câți cai are, cred că are undeva vreo 240-260 de cai, naveră, trebuie să aibă. Cutie automat cu 5 trepte are. Xenon din zavod vine la versiile astea și mașina asta încă mai avea. Se numește Keyless Entry, așa se numește. Poți să intri, tipă, vezi. Кнопочки с бомбителю, с фикса, короче, деструт бутонили, да, которые пути запишь бутон, и с дискиз машину, и мы запишь бутону и стену, как еще на старт-стоп, и с заводишь машину, да, так как система ста мы дамы деструса, а по хуй там ста нумы лукрязу. Фрынили с деструт дефициенты, лекцик скрыться один фац, фрынили трезмой тело колоч, да, аж маранжазы, деструт дебени фрынязы, кому ее цикали андат жару, прин каньону и сташ, Sunt încărbantatul și miroasele curat frânele astea, dar în general normal, nu prea știu să vă povestesc așa tare mod la motor. E bun pentru categoria asta de mașină, pentru greutatea mașinii. Motorul este de 4 litri și 3 V8, eu cred că e destul de adecvat. Am în afară de nuanțurile astea care v-am arătat așa cosmetice, bagajnicul nu se deschide de la buton, trebuie să mă bag cu cheia pastiană aici și cu cheia deschid bagajnicul, asta e un minus negativ. Și am zis, eu știu și acolo e stricat, acolo este un fel de, așa, un fel de prisos, că cu diafragma e pe aceea strică de obicei, nu se schimb cu neamă și dar așa n-am și schimba, a, becuri tare multe am și schimb, și că aici vedeți vizorul ăsta de la șofer, tot e făcut, trebuie să-l schimb și am foarte multe becușare prin brăjori care trebuie să schimb și xenoanele nu ne ard, care așa mult pe electrică, dar nu-mi place să fac cu neamă asta, așa că tot e în ordine. Am așa să facem un test drive și am să spun așa, și niște feeling-uri. Încă am vrut să vă zic eu și nu mai lucrează asta, încă prisoscă este la ușă, nu lucrează asta, legat de aceeași diafragmă care regulează și sistemul și la bagajnic, așa că când se reparăm noi tot sistemul și la bagajnic, atunci se repare și prisoscă este ca tare, tot asta lucrează. Lana, dă să vă fac un cruc și să vedeți cum merge, eu nu știu ce fel de unghi aveți voi, dar cred că se prindeți normal la unghiul ăsta de vedere și ce vă interesează. Și să trebuie să mă gândesc datul de puțin condiționer ăsta mai încet. Mașina asta a început să-i facă în 1998, când a fost el lansat în mașina asta. Oficial, îmi pare că primul an când el a fost făcut, a fost 1999, dar să vă spun două așa din experiența mea, că
cât am catat eu mașini de astea, din 2000 minimum găsești. Dacă găsești din 99 vreo mașină de asta, de obicei W140 caroserie, dar nu W220. Aici 220 le văd mai de la 2000 în sus. Nu, eu aflat, așa știu eu, după câte am auzit eu, din 2000 mașinile sunt foarte, foarte întraiurea. Se duce electronică, se duce podviazca asta pe aer, a fost o lecție mai bispantovă el început, nu avea așa multă performanță, care orice cutie de viteză rămâne de pula o leacă. Pe urmă ne-am după ce a făcut primul restyling în 2003, ca și ultimul restyling în 2003, ca pe atunci a făcut și cutie de viteză mai bună și suspensia pe aerul lecție cum ai prefăcut acolo nuanțele care le-au avut. Așa, păi mașina merge foarte bine, după cum vedeți aici sunt așa niște scârțe, dar scârțe obiecte mele personale care le-am în mașină, dar așa salonul destul de bodrinchi. Am o eu și îmi place nii la S-Class-urile astea, pus podvesca asta pe aer, ele tăteau podvesca pe aer W220 caroserie. Așa, în primul rând ai posibilitatea să ridici mașina, că apeși pe butonul ăsta și să ridic mașina în sus, că tare nu știu că să ridic acolo vreo 2 inci în parc să ridic în sus, nu știu că sunt centimetri, cred că vreo 1 cm, 2 așa, după vizual, așa, după cum văd eu, dar cred că la 2 cm n-ai ajunge. Am sport regim aici, voi nu vedeți la cutie de viteză pe sportul amu, că dar trebuie să o cobor în sport regim. Eu dacă mergi prea mult timp acolo, peste viteză de 70 de km pe oră, îmi pare că pe automat să cobor înapoi în jos. Și apoi încă și butonul îmi place nici la Mercedes-urile astea. Asta aici este un buton care controlează cât e de jos ca și podvesca. Și e ca aici un mod de peși odată și să faci în jumătate de jos, și mai peși odată și să mai faci polnul jos. Și diferența asta să voi simțiți așa, mă, când mergi așa pe trafic, pe oraș, nu simți tare mult diferența asta, dar când mergi pe șosea, mai ales, simți diferența asta și cam e diferența între Mercedes S-Class, Audi A8 și BMW seria 7. Dacă eu când merg cu toată podvesca moale, până la urmă, apoi normal Mercedes S-Class moale, așa cum e, ca o calabelică, așa duc Mercedes-urile astea. Apoi, odată, Audi A8 la mine, el tot așa e, e destul de moale, e mai moale ca seria 7, dar nu e așa de moale ca Mercedes-ul pe lebomul. Și dacă mai pus odată, știu că BMW era tare jos, că eu simțeam, de asta își numește driving experience, pentru că BMW-urile sunt făcute pentru șofer și tu într-adevăr trebuie să fii conectat la drum și la experiența asta de a conduce. Dar eu, dacă spun sincer, m-am plictisit de experiența asta de a fi conectat la drum și vreau să mă deconectez, nu numai de la drum, dar vreau să mă deconectez de la tot absolut. Și că asta e un feeling care îți dă ție Mercedes-ului, este S-Class, și asta e un feeling care spune limba rusă, dacă, ei, cum e limba rusă, în toate limbi, zice, dacă odată ai încercat Mercedes, ea toată viața îți vrei Mercedes. Și eu am avut eu un sport package negru cu salon negru, tot din 2000, așa era din 2004, de fapt. Acolo nu era diferență mare între 2004 și 2003. Tare ne-a plăcut nimic, așa am vândut-o eu pentru că a trebuit bani atunci și am luat eu pe urmă, la un moment dat, am luat un S430, nu, S350 acela era. Și acela era alb cu salon bej. Și eu vă spun că mașina aceea e tare neplăcut, că numai stare era ideală la mașina aceea, dar că tare și neplăcut că e albă pe din afară. Foarte tare este la Mercedes, după părerea mea, culoarea albă pe din afară, e foarte frumoasă. Culoarea albă merge la formele rotunjite și Mercedes-urile postenă o formă rotunjită. Ei, cum postenă? Am cam mai văscuțe, știu, le cuțe că designerii, dar mai înainte erau rotunjite. Și după ce am vândut eu Mercedes-ul cel, mi-a părut nereu că când am avut eu iară Mercedes înapoi și am eu că am mașină eu și am văzut acolo pe Facebook care urmărește, mă gândeam, poate sunt eu un M3, E36. Ideea între aceea că eu mult n-am să merg la volan, eu foarte puțin am merg la volan și îmi pare rău să țin Audi-le cel la 8, cel la scump în garaj să nu mă folosesc de dâns și am vrut o mașină ieftină să iau. Mă gândesc, blea, ieftină de vreo 3-4 mii de baxuri, maxim 5 mii de baxuri să iau și în garaj și în caz că am vreo urgență undeva trebuie să mă duc undeva unde. Uneori trebuie să te pantuiești, ai văzut, simt într-adevăr podvesca e mai josca când e cuhineaua asta, mă mulți și bleașa drebejește, dar e într-adevăr podvesca era la josca asta. Apoi că uneori vrei să mai bișești așa în fața cuiva și apoi mai scoți mașina afară, dar în general nu mai folosesc cu ei mașina și de mult că autobuzul peste tot mai duc. Și în afară de E36 M3, mă gândim E46 seria 3 SEO, da, BMW. E46-urile arată frumos numai în cupeuri, ele în sedan nu arată frumos, dar eu vreau sedan, să am nie. Eu des mai am cineva mașină, poate ori eu vreau să duc pe cineva și incomod să șerge să rog pe oameni, bля, să stări pe sedenie și să dau zidine într-o parte să șez din spate. Și de pe ce e strâmt, ce cum n-ai da și cum n-ai învârti, mă rebun, e strâmt, e mai strâmt ca în S-Class-ul ăsta e versiunea long. Și așa după experiență care am văzut eu Mercedes-urile ce majoritatea cam sunt long, ca și seria 7, mai rar găsești în versie scurtă decât în versie lungă și eu spun că în versie scurtă dar mai mult se prețuiesc ele pentru că de obicei am observat că eu vin în sport package cu versiunea scurtă.
Asta tot e sport package, mașina asta are bumperi de la MG, roțile de la MG, șparoajele de la MG și podvesca de la MG, îmi pare că la dânsă, dar e că de motorul și transmisia nu e de la MG, ca asta. Eu tare îmi place caroseria asta cu obvez sport, pentru că fără obvezul este de la MG, el arată prost taxi mașina asta și eu как бы, nu tare îmi pas как бы, la momentul este de mașina care o am eu, dar tot și-ar vrea să-i mână trecătoare și eu vă spun, așa sincer vă spun, am când mă apropie de mașina asta în parcare, când văd de departe, ies din magazin, tot ce văd de departe din parcare, e și mai dragă mașina care am avut-o eu până amu, și am avut și seria 7 și a 8 și tot 220 de astea am avut, nu știu, parcă e că te invit, nu știu, mi-e că asta și îmi place într-adevăr la Mercedes-ul este și tot într-adevăr îți capteze feeling-ul ăsta de a invita omul în mașină că el să meargă, să deconecteze la problemele care le are el, să deconecteze de la drumul ăsta, de la traficul în care se află el, de la zgomul ăsta din afară, că trebuie apropo de închis șlucul și văpșe, parcă e mă aud cum respire, că na, op, tot e bine și o izolație foarte bună, te auzi cum respiri și acolo, dar îmi place de sentimentul ăsta все-таки la Mercedes. Eu vă spun că, până la urmă, pentru mine, nu contează așa de mult cât scai putere are pe hârtie, cât cuplu de forță are și fel de cale, bază de roți, cât de mari roțele, cât de lungă mașina. Toate lucrurile astea pentru mine mai puțin contează și contează pentru mine este feeling-ul când eu mă așez în creslă și eu mă deplasez că taie, că și fel de confort îmi oferă și feeling îmi oferă mașina asta. Și eu vă spun că până amu, eu că n-am găsit o mașină care să ne vernim feeling este mai bun decât Mercedes-ul este în clas. Au eu все-таки, cu toate că sunt mașini vechi și mulți jalui calitatea de apolo, așa într-adevăr sunt multe nuanțuri care sunt de apolo. Cum a zis cineva, despre BMW, te depinde cum ai grijă de mașină, dar știi cum, poți ca debilul să bagi dacă ia rupele într-un BMW, ori Mercedes, ori Audi, ori poți prost să-și vrea cât mai eficient, să iei un Lexus, ori un Toyota. Știi, asta de-am depinde ce vrei tu. Greu să găsești все-таки, să găsești o replică da, la feeling-ul ăsta în altă mașină. Сцена нормально по дрому, плащ не. Я иду, ну, аша, петру мотору из-за депад 3, я иду сюда экономика тарья петру дынса. Я его нужны литры ла сута, я мам, мам, где зубишь нитью с калкуле за литры ла сотни километров, так это как-то по энда заведеме, еще как скрия, парика. Эй, а мы ее в топитуле, как пин каньон, есть там пайс прозащемили ла колон, короче. Ну, мальчик, мам, борнит пин каньон, ша мерз, мы отвезли, мы ладяла мерк. Așa că, vreau 18, 20 de mili la calon, iar trebuie să le mănânci mașinica asta. Normal, cred că nu e așa de mult. Mă gândesc că odată în lună, cred că am să problem și de ajunție. Că mu, uitați-vă, e luna aprilie, jumătate luna de aprilie și la mini bacul am aproape terminate. Și cred că precis nu mai să problem. Am dat să încercăm să dăm lecții de ftapeală aici, viteză, în manuală. Dacă el, e ca și deosebire încă este la Mercedes-uri și la BMW-uri și la Audi, cutie de viteză все-таки la Mercedes e mai lenoasă o leacă. E mai, și eu leacă țic să mă gândești o leacă mai mult. Nu înțeleg de ce chestia asta faci. Eu înțeleg că beneficiu e și că e o leacă mai durabilă, poate, și îți oferă un confort mai bun pentru că nu așa de tare te izghești într-un fel, înțelegi? Dar uneori că vrei să dai mai tare, eu zis, eu am schimbat-o dintre două viteză, între trei viteză și e până s-a schimbat. Eu am schimbat-o când era la 4.000 de aparate, dar e s-a schimbat când a ajuns aproape de 6.000 de ograniciteli de-am s-a schimbat. Atunci s-a schimbat eu. Și așa, eu să vă spun, normal atrage, pentru motor, plec 200.000 probec, acuien atrage motorajul ăsta. A, da, să-mi vreau să spun pentru episodul ăsta, de azi nu vreau să duceți vorba, dacă aveți ceva întrebări, dați znați, spațiu este foarte mult în mașină, și îmi place nie, că eu nu vedeți în cameră, cred că de nie îmi place strâng piciorul sub picior, că când merg la volan, am o cutie, majoritatea mașinilor care merg eu cutie automată, nu-mi trebuie piciorul stâng, așa că piciorul stâng îl ridic sus pe creslă. Și cel mai ahuienă îți prânește, să ridici sus pe creslă piciorul stâng, asta în Mercedes 140, în 600, cum zici, da, în popor. Și ca doilea după 600, cel mai ahuienă în poziția în scaun, asta dacă ăla este de 220. Și încă și dă un post-script, așa să spun, revizor. Unul din motivele pentru care nici tare îmi plac Mercedes-ul este S-Class, asta și e că atunci când a fost proiectată mașina asta, eu a fost proiectat cu gândul de a crea și mai bună mașină din lume. E că asta a fost scopul lor, de a crea și mai bună și mai frumoasă mașină de pe planetă. Alte companii nu au încercat să facă chestia asta, nu scopul este să o porniți să facă mașinile. Și eu nu vorbesc ca multe supercaruri care Ferrari, Lamborghini, supercarurile astea, că eu la 5 m-am schimbat, la 6 s-a schimbat. Dacă am la
și își schimb вообще nu schimba, da, bă, вообще o trebuie să iei, bă, să aștept mult, caroși. Ești sunt șerbântat la cățic mașinic, am eu a ridicat-o până la 120 km pe oră. Normal, eu vă spun, foarte bun resurs are motoarele astea pentru mașina asta, eu sunt tot mulțumit de resursul ăsta. Și acum mă întorc înapoi. Sentimentul este că tu mergi într-o mașină care a fost făcută pentru a fi cea mai bună mașină din planetă, все-таки e ahuienă. Merită vreo câteva sute de baxuri, îți dai în plus, anume pentru asta. De fapt, vreo 200 de baxuri maxim în plus. Ладно, латес, который вас урмарит эпизоду из Адиаз, кому смеет, который вас урмарит, пащу, удачи на магии на латесе.